Salut! Astăzi o să fac un nou tutorial în care să vă arăt cum se recondiționează etrierele pe puntea din spate, varianta cu frână de mână. Înainte de trece la video, vreau să vă reamintesc că poți emite orice poliță de asigurare, inclusiv RCA, așa că dacă doriți să susțineți acest canal și în același timp să vă faceți și un serviciu, deoarece RCA-ul oricum este obligatoriu prin lege, puteți să apelați la mine pentru o ofertă. Știu că se vede puțin ciudat, fiindcă mașina este ridicată acum pe capre în partea din spate, deoarece trebuie să mai reglez puțin frâna de mână, mai exact cablurile. Care este treaba cu recondiționarea etrierelor pe spate, la varianta cu frână de mână? Evident, sunt mai păcătoase puțin, frâna de mână se mai înțepenesc, ba pârghia se mai înțepenește, ba cablurile, ba etrierul în sine, mecanismul din interior. La Honda Accord, adică mașina în cauză, este boala lor, cum s-ar spune, mai ales dacă lichidul de frână nu este schimbat la timp, s-ar spune, încep să se blocheze etrierele pe puntea din spate și mașina merge cumva înfrânat. Ceea ce au pățit toți amicii mei care au aceeași variantă, adică Accord generația 8-a, și am pățit și eu acum recent, aș putea să zic. Am sesizat oricum că roata merge puțin înfrânat, mai ales cea din stânga spate. Și am cumpărat două kituri, acum l-am doar pe unul, de la clasicul kit de la Autofren, mă rog, de recondiționat etriere. Am cumpărat două, fiindcă am zis, bă, hai să fac și pe partea dreaptă, le fac pe amândouă. Cum era, să zic așa, doar agăța puțin frâna pe partea din stânga, am zis că nu e chiar cazul să mă apuc acum de ele, poate le fac când o să trebuiască să schimb discurile și plăcuțele pe spate, fiindcă și așa trebuie să le schimb cât mai curând și pe spate. Până când am mers o dimineață până la birou și băi, a mers groaznic de frânată roata, adică frigea când am ajuns și mi-am dat seama că, bă, a venit momentul să recondiționez frânele. Un lucru interesant, zic așa, pe care l-am observat până când m-am apucat acum de lucru, dacă trăgeam frâna de mână și o lăsam trasă o zi, două, deja se înțepenea din nou etrierul. Deci problema ar fi cumva din interior, de la mecanismul frânei de mână, nu am vrut să-mi dau seama când am schimbat, când am desfăcut și am schimbat garniturile și, mă rog, pistonașul. Atunci când vine vorba de recondiționarea etrierelor, apare clasica polemică, bă, să cumpăr etrier nou sau să cumpăr kit de recondiționare. Discutabil și depinde din ce parte privești, fiindcă etrierul evident că îl schimbi mult mai rapid, dar piesa este mult mai scumpă. Recondiționarea durează ceva mai mult, este mult mai ieftină și nu este deloc nesigură, cum zic unii pe net. La fel, primeam diverse comentarii la clipurile anterioare când am recondiționat unele etriere pe față, mai ales că dacă intră ușor, e o problemă. Nu, dacă intră greu, e o problemă, fiindcă ăla e un piston hidraulic, nu trebuie să-l împingi să dai el cu barosul ca să intre. Tocmai aceea criticau faptul că recondiționarea este nesigură, nu văd de ce. În fine, schimbi și garnituri și un pistonaș. Înainte de a trece la tutorialul propriu zis, vreau să vă las niște poze să vedeți cum arată cele două pistonașe de la mine, de la Accord, stânga-dreapta, nu mai știu care-care. Știu doar că cel din stânga, unde era problema, într-adevăr avea o buză mică de rugină care nu s-a curățat, adică nu era mizerie, era chiar rugină. Deci, în schimb, pistonașul din partea dreaptă era în stare excelentă, dar am cumpărat kituri, evident, cu pistonaș, ceea ce recomand mereu și le-am înlocuit. Ca idee, puteți să vedeți și cazul, un caz extrem de la un amic, tot cu un Accord. Pistonașul era incredibil de ruginit, nu știu cât de înfrânată mergea, și puteți să vedeți și variante mai intermediare unde era ceva rugină și mizerie, unde la fel mergea cumva înfrânată. În continuare să trecem la treabă și o să vă arăt doar pe partea din stânga, partea din dreapta am făcut-o înainte, n-are sens să vă arăt, de asemenea recomand să le înlocuiți în pereche pe aceeași axă. În această secvență se poate observa că roata se învârte mai greuț, în sensul că merge puțin înfrânat, dar nu este chiar de speriat. Mai departe, evident, slăbiți prezonele sau piulițele și demontați roata. În continuare, trebuie să demontăm etrierul. În cazul de față avem două șuruburi cu deschiderea la cheie de 12 mm și trebuie să ținem contră și pe culise cu o cheie fixă de 17 mm. Configurația este oarecum standard pe puntea din spate la mai multe mașini, dar evident părăți difere de la una la alta, principiul este oricum același.
Mai departe trebuie să slăbim și conducta hidraulică. În cazul de față folosim o tublare de 14 mm și un lucru extrem de important pe care nu l-am arătat pe filmare, slăbiți și aerisitorul de la frână, deoarece dacă aerisitorul este înțepenit sau îl rupeți, o să fie incredibil de greu să aerisiți frânele după aceea. În continuare, cablul de la frâna de mână este fixat cu un șurubel micuț. El pare că e rupt, dar de fapt este extrem de scurt. Dacă aveți scule de impact, o să iasă extrem de ușor. Cablul de la frâna de mână se trage în jos de pe acel suport și după aceea o să fie foarte ușor să-l scoateți și de pe pârghia etrierului. De asemenea, dacă aveți posibilitatea, recomand să trageți burduful în jos de pe cămașa cablului și să folosiți un spray siliconic, de exemplu, pentru a lubrifia cablul, cât de cât măcar acolo spre etrier. După aceea etrierul se extrage, se scoate practic. Și pentru a scoate pistonajul hidraulic, puteți folosi aer comprimat, dacă aveți, se poate desfileta de altfel în cazul de față, sau pur și simplu pompați pedala de frână de mai multe ori până când pistonul iese. Pentru ca lichidul de frână să nu se scurcă din instalație, blocați pedala de frână. Principiul este extrem de simplu, practic astupați porturile de alimentare cu lichid din vasul lichid de frână. Această metodă o folosesc mereu și a funcționat de fiecare dată fără absolut nicio problemă. După ce ați scos pistonul, puteți observa că a curs destul de mult lichid de frână, deci ar fi bine să-l colectați într-un recipient, nu lăsați să curgă pe jos. Conducta hidraulică o puteți slăbi complet și aveți grijă deoarece șurubul tip banjo sau holenderul, cum se mai spune popular, are și două șaibe de etanșare, evident. Ar fi de preferat să le schimbați. În cazul de față nu am avut posibilitatea, nu am găsit și kitul nou de restaurare, de recondiționare nu a avut. Așa că aveți grijă să nu le pierdeți, puteți să le refolosiți și a doua oară fără probleme. Începem să demontăm cât de cât etrierul, după posibilități. Folosiți un spray de gripant, perie de sârmă pentru a curăța bine șurubelele. În cazul de față avem acel bracket, acel suport. Și piulița care fixează mecanismul frânei de mână. Se demontează cu o tubulară de 12 mm. Nu recomand să folosiți impact deoarece este posibil să stricați mecanismul. Folosiți pur și simplu o cheie cu clichet normală. Mai departe, trebuie să demontăm cu totul acel suport. Are două șuruburi cu deschidere la cheie, din nou de 12 mm. Aici puteți folosi fără probleme o sculă de impact. În continuare, pârghia sau, mă rog, această tijă care acționează frâna de mână este destul de bine înțepenit acolo, este fixată pe niște spline foarte asemănătoare cu cele de la planetare, de exemplu. Trebuie să o bateți, nu aveți ce să faceți, dacă este extrem de înțepenită, puteți să folosiți și o lampă cu propan pentru a o dezmorți. Asta după ce, evident, ați folosit și puțin spray de gripant. Puteți observa că aceasta iese, nu trebuie să vă faceți griji că nu o să mai puteți să o puneți în aceeași poziție la loc, deoarece ea este oricum ghidată de acel suport pe care l-am demontat ceva mai devreme. În continuare avem și un burduf din cauciuc pe care îl putem demonta. Să trecem și la partea hidraulică, să zic așa. Avem acel burduf antipraf, îl decojit, să zic așa, de pe interior și o să iasă foarte ușor. Câteodată mai rămâne înțepenit și o să se rupă pe bucăți, așa că curățați extrem de bine zona. Carnitura de presiune la fel, se demontează, iese foarte ușor de cele mai multe ori și după aceea curățați cât de bine posibil toate canalele, inclusiv cel în care stă canalul, în care stă garnitura antipraf, acel burduf exterior. Puteți să folosiți și o bormașină cu perii rotative, eu prefer de fiecare dată să folosesc o perie de sârmă, dar în cazul de față este o perie de sârmă cu perile din ceva lamă, este extrem de moale. Nu folosiți ceva foarte dur, deoarece o să zgârie interiorul etrierului. De asemenea, extrem de important folosiți și un spray de frâne pentru a curăța foarte bine interiorul. Dacă nu ați demontat etrierul, adică aeristorul mai devreme, este acum cazul să îl demontați pentru a curăța cât mai bine interiorul. Folosiți la final și o cârpă. Eu acum am arătat fugitiv cum se procedează, curățați cât mai bine posibil interiorul și insistați destul de mult și cu acea cârpă pentru a culege bine mizeria. Recuperăm filetul de pe vechiul pistonaj, avem o siguranță tip Zeger în interior, așa că
Ar fi bine să aveți un clește la îndemână pentru siguranțe. Este foarte simplu acea siguranță, nu este chinuială mare în cazul de față. După ce ați scos siguranța, mai aveți câteva șaibe, un mic rulment. Aveți grijă să nu le pierdeți și de asemenea rețineți și ordinea în care le-ați demontat acele componente. Mai departe avem o garniturică pe capătul filetului. Aceasta este direcțională, așa că aveți grijă cum o montați la loc. Mai mult stă cu partea conică, cu conicitatea spre exterior. În kitul de recondiționare ni se furnizează și o vaselină specială, este acea vaselină roșie care se dizolvă în lichidul de frână, deci puteți să folosiți cu încredere, deoarece nu se întâmplă absolut nimic rău. În cazul de față, pentru ca acea garnitură să intre mai ușor, am folosit vaselina și pe interior, pe interiorul canalului în care stă garnitura, dar și pe exteriorul garniturii. Garnitura sau, mă rog, acea tijă filetată intră în noul piston, se așează pe poziție, nu trebuie să stea într-o anumită poziție specială sau ceva de genul. O puneți la loc și după aceea puneți componentele pe care ați demontat mai devreme, mai exact acel rulment și șaibele. După ce ați montat aceste componente, trebuie să puneți la loc și acea siguranță Zegher. Aveți foarte mare grijă după ce ați montat siguranța să vă asigurați că aceasta chiar stă bine pe poziție și nu o să pocnească la un moment dat. Așa că după ce ați montat-o, încercați să o mai apăsați în diverse puncte, în multiple puncte, pentru a vă asigura că aceasta stă bine pe poziție și nu o să iasă accidental pe viitor sau, mă rog, când o să loviți pistonașul, de exemplu, sau în timpul montării. După aceea aplicați aceeași vaselină și în capătul mecanismului de la frâna de mână. Punem la loc burduful, de data aceasta punem un burduf nou, deoarece ni s-a furnizat și în kitul de recondiționare, deci ar fi păcat să nu-l folosim. Și după aceea punem acea clemă, acel suport la loc, deoarece, cum am spus ceva mai devreme, cu acesta o să ne ghidăm, astfel încât să montăm la loc și acea pârghie care mișcă mecanismul frânei de mână. Dacă aveți cheie dinamometrică, aceste două șuruburi la Honda Accord se strâng la 24 de Nm. Puneți puțină vaselină și pe splinele mecanismului de la etrier, deoarece ați văzut că se înțepenește în timp acea clemă. Oricum ar fi de preferat să nu mai demontăm pe viitor, adică sperăm că reparația să țină mult în timp. Și după aceea puneți pe poziție și acea pârghie, este extrem de intuitivă, nu aveți cum să o puneți greșit. Practic, urma piuliței spre exterior și trebuie să fie cumva centrată între cele două pritoare de la clema, de la suportul pe care l-am montat ceva mai devreme, exact cum se vede și în filmare. După aceea folosiți din nou cheia cu clichet, nu folosiți impactul, pentru a strânge piulița, iar aceasta, exact ca mai devreme, se strânge la 24 de Nm, conform manualului oferit de Honda. În continuare, după ce ați curățat foarte bine interiorul etrierului, trebuie să montăm garnitura de presiune. Aceasta nu este direcțională în cazul de față, dar în anumite cazuri poate să fie, așa că, din nou, insist, urmăriți manualul de serviciu al mașinii. Câteodată, n-am tăiat până acum, este posibil să fie direcțională. Aceasta intră destul de ușor pe poziție, mai ales dacă o și ungeți cu puțină vaselină din aceea specială, roșie. Și asigurați-vă că stă bine și nu are cute în interiorul etrierului. Mai departe și interiorul ar fi bine să-l ungeți cu aceeași vaselină. Puneți, nu chiar din abundență, dar puneți destul de multă pentru ca pistonașul să alunece ușor. Pistonașul recomand să nu îl ungeți, deoarece o să fie destul de multă chinuială pentru a-l pune la loc. Deoarece această operație este cea mai complicată, să zic, dintre toate. Puneți burduful antipraf pe pistonaș și trageți-l cât de mult posibil în jos, astfel încât, evident, burduful să nu iasă de pe pistonaș. Fixați burduful cumva în partea din spate și după aceea, împreună cu un ciupic sau cu o șurbelniță, trebuie să apăsați, să încercați să băgați buza inferioară a acelui burduf antipraf în canalul de fixare. Este destul de dificil, aveți grijă totuși să nu ciupiți garnitura aceea antipraf. La un moment dat o să intre pe poziție și când intre pe poziție o să observați că atunci când mișcați pistonașul, cum se vede și în video, garnitura nu mai iese de pe etrier. În continuare trebuie să înfiletăm pistonașul, dar putem de data aceasta să aplicăm vaselină pe el, deoarece o să intre mult mai ușor și acesta.
Eu am o sculă, un kit special pentru frâne, pentru etriere. Se filetează, după cum puteți observa, mai ales că este lubrifiat, pistonașul este nou, intră incredibil de ușor, așa și trebuie. Puteți verifica că burduful stă bine, înfiletați până la capăt pistonașul și după aceea desfiletați-l pentru a observa dacă burduful rămâne pe poziție și pe pistonaș, dar și pe etrier. Nu-l desfiletați foarte mult, fiindcă oricum pistonașul nu este extrem de mult în exterior, chiar dacă plăcuțele de frână sunt uzate la maxim. Noul aeristor furnizat în kit are alt pas la filet, nu mai țin minte dacă era mai mare sau mai mic, parcă era pasul mai mare, așa că trebuie să refolosim vechiul aerisitor. Dacă este cazul, curățați-l puțin pe interior, mă rog, puteți să folosiți puțin spray de frână pentru a-l curăța sau desfunda dacă este cazul. Înfiletați-l și mai departe revenim la mașină, unde nu uitați să lubrifiați și culisele dacă tot am ajuns acolo. De asemenea, cele două burdufuri le voi schimba deoarece în noul kit de recondiționare am primit și burdufuri noi. De cele mai multe ori acestea o să fie puțin problematice pentru a le monta la loc, deoarece sunt cumva mai rigide și chiar dacă pare ușor de montat, pare ușor de montat, o să intre destul de greu să vă facă mici probleme. Dar recomand totuși să le schimbați. Mai departe, folosind o vaselină, de preferat care să nu fie pe bază de petrol, ungeți cele două culise. În cazul de față la Honda Accord, culisa care este cumva hexagonală vine în partea de sus, iar cealaltă culisă, care este perfect cilindrică, vine în partea de jos. De asemenea, curățați și vaselina în exces care este în exteriorul burdufurilor, deoarece această vaselină tinde să adune praf și nu ne dorim neapărat acest lucru, chiar dacă este pe exteriorul burdufurilor. Mai departe, în zona unde glisează plăcuțele de frână, recomand să folosiți o vaselină pe bază de cupru, deoarece rezistă la temperaturi mari. Asta după ce, evident, ați curățat bine și acele lamele cromate. Un lucru extrem de important la Honda Accord, avem un pin pe plăcuța interioară și acel pin trebuie să se alinieze cu un șanț de la pistonașul etrierului. Dacă nu se întâmplă acest lucru, este nasol, deoarece o să apese pistonașul aiurea plăcuța. Mai departe, aplicați pastă blocatoare albastră pe filetul celor două șuruburi care fixează etrierul, iar folosind cheia dinamometrică, strângeți cele două șuruburi la 24 de Nm, din nou conform manualului de service de la Honda. În continuare, dacă tot sunteți în spatele etrierului, să zic așa, puteți să puneți la loc și pârghia de la frâna de mână, de asemenea fixați-o și în suportul acela de la etrier, strângeți și strângeți la simț acel șurubel micuț. Mai departe, montați conducta hidraulică pe poziție. Este foarte simplu, trebuie să o faceți sandwich între cele două garnituri, cele două șaibe de etanșare. După aceea vine șurubul tip banjo sau holenderul, cum se mai spune popular. Acesta, conform manualului de serviciu, se strânge la 35 de Nm. În continuare, trebuie să risim frâna, așa că eliberați pedala de frână, scoateți lemnul de pe ea. Am un kit de risire a frânelor. Nu o să folosesc risire prin presiune sau cu vacuum, deoarece manualul de serviciu de la Honda se specifică clar să folosiți metoda cu pedala, ceea ce eu am făcut întotdeauna și am funcționat perfect, indiferent de mașina la care am lucrat. Slăbiți aerisitorul și puteți observa că deja încep ușor, ușor să iasă bule. Practic, bolborosește etrierul, fiindcă ușor intră aer intră lichid în etrier, iar aerul iese. De asemenea, nu uitați să completați cu lichid de frână vasul cu lichid de frână, pentru ca nivelul să nu scadă, mai ales că petrierul are ceva volum, deci o să fie nevoie de ceva lichid de frână. 250 de mililitri sunt suficienți pentru ambele roți pentru ambele frâne din spate. Mai departe, dați câteva pedale pentru a purja aerul și după aceea o să vedeți metoda clasică, cel de la volan face de câteva ori pedale de frână, ține apăsat frâna tare și eu deschid brusc și închid brusc aerisitorul și o să observați că o să iasă destul de multe bule. Fă pedale. Ține. Fă pedale. Ține. Fă pedale. Ține.
Fă pedale. Ține. Iar la final folosiți sprayul de frâne pentru a curăța și degresa etrierul, dar și discul de frână. La final, după ce antena de lucrat, am montat etrierul, conducta hidraulică, am strâns totul la cuplu, trebuie evident să aerisim frânele și dacă este cazul să reglăm și frâna de mână, ceea ce o să fac acum. Nu o să mai arăt asta, fiindcă am făcut un video acum vreo 3-4 ani, tot la același model, foarte pe scurt, aplicabil ca la toate mașinile. Ridicați complet puntea din spate, trageți un click frâna de mână și atunci când este trasă un click, trebuie să frece foarte, foarte ușor. Să înfrâneze foarte, foarte ușor. Dacă nu înfrânează suficient, mai strângeți puțin, mai tensiuneți puțin cablele. După aceea, atunci când frâna de mână este lăsată complet, trebuie evident roțile să se miște liber și să nu fie deloc înfrânate. După cum ați observat și în video, plăcuțele de frână și discurile sunt destul de praf, oricum o să trebuie să le schimb pe spate, asta mi-am și propus, dar am zis să schimb cât mai repede, să reconexioneze etrierele cât mai repede, deoarece cam asta era problema principală momentan. O să schimb de asemenea și pe față discurile și plăcuțele, pe cele le-am cumpărat deja, dar încă mai au ceva carne, așa că le mai rulez puțin. Deci o să urmeze tutorial, zic așa, față-spate și, mă rog, cu ce variante am ales și alte discuții. La final, dacă aveți întrebări sau sugestii, vreau să le lăsați în comentarii. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare, nu uitați să vă abonați, dați un like la acest clip dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor și de asemenea dați un follow și pe Instagram. Până data viitoare, drumuri bune! Thank you.